Ceea ce, din punctul meu de vedere, până la urmă, cu siguranță oricine s-ar uita la această diversitate, poate să găsească ceva la care el să simtă că îi tresare inima. Important e să-ți cumperi ceea ce îți place ție, ceea ce ai putea să ai în casă și să trăiești cu lucrul ăla zi de zi, să nu te plictisești de ele. Pe de altă parte, e o întreagă modă acum cu zona asta investițională. E o idee să investești, mai ales în momente de criză, să investești, să diversifici investițiile și una dintre direcții, într-adevăr, poate fi zona asta de artă. Și atunci, cumva, motivele pentru care oamenii fac chestia asta, fie pentru că le place, trezește în ei ceva, atinge acolo un punct sensibil în ei. Pe de altă parte, pentru zona asta investițională, ca și direcții, până la urmă, pentru un tânăr colecționar, eu cred că sunt destule direcții ofertante. Recomandarea clasică despre care vorbeam la un moment dat este că trebuie să iei ceea ce îți place ție și ceea ce o să dea bine la tine în casă. Sfatul și pentru ei ar fi, totuși, fac o investiție, dar să meargă în zonele care sunt de interes pentru ei. Îmi place foarte mult ideea asta de artă europeană și cu genul ăsta de tablouri mari din punct de vedere dimensiuni, că într-adevăr, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat până acum în piața din România, am văzut foarte multe litografii, cromolitografii și eu personal mi-am luat, că e vorba de Dalí, Picasso, mi-am luat în ideea în care, din nou, mi se părea o chestie limitată. Și întotdeauna chestia asta ține la oameni, când știi că un anumit obiect este într-o serie limitată, îți dorești să ai și tu acolo o bucățică, un număr, numărul 70 din 200. E o plajă mare în zona asta de artă europeană. Din ce am văzut ca și tablouri, vorbim de școală franceză, școală flamandă, vorbim de secol 17, secol 18. Sunt tablouri interesante care urmăresc niște chestiuni specifice. Ce mai putem să mai vedem aici, ce mai e interesant și ce mai a atras atenția? Normal, sunt tablourile astea din zona de natură statică, în zona asta de artă europeană. În primul rând, foarte multe chipuri. Asta e o chestiune specifică a artei europene, cu foarte multe portrete, foarte multe chipuri, cu oameni surprinși în diferite staze. Poți să vezi peisaje sau tot felul de tablouri legate de mare și de frumusețea mării. Sau, de ce nu, chiar și sculpturi. Pentru că inclusiv asta este o zonă interesantă. În general, sculpturile sunt de dimensiuni mici. E iar o chestie, mi se pare mie, specifică în zona asta de artă europeană. Sculpturi interesante care cumva le regăsim și, de exemplu, la artiștii români.